Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am găsit la un joculeț pe care nu l-am mai jucat de foarte mult timp. Este vorba despre, dacă vă uitați aici, Travian Path to Pandora. Am fost contactat de developerii acestui joc și am căzut de comun acord să facem un videoclip sponsorizat și să aruncăm și noi o privire peste acest update ce conține un server și ceva chestiuni noi. Eu nu m-am mai jucat de foarte mult timp Travian, mi-aduc aminte foarte bine când am făcut un episod și v-am arătat ce nume am și ce conta, m-ați atacat efectiv toți, mi-a spart baza, m-ați făcut praf, unii dintre voi mi-ați dat materiale, dar majoritatea m-ați atacat, așa că am învățat că nu este bine să-ți arăți contul pe Travian, mai ales când ești YouTuber, te atacă toată lumea. Avem mai multe clase. Dacă nu știți ce este Travian, este un joc de strategie în browser, aveți și voi link în descriere în caz că vreți să-l încercați și vom avea și un giveaway cu ceva resurse în joc, tot așa link în descriere. Tot la fel ca la Heavy Metal Machines, dacă v-ați uitat la episod, ceva foarte simplu, probabil să dați like la episod sau chestii de genul. De aici, tocmai ce m-am conectat cu contulețul meu și îți poți alege o clasă. Ne zice recomandat jucătorilor începători. Foarte important la joculețul acesta este în română, deci dacă nu știți engleză, nicio problemă. Daci. Deci noi jucăm cu daci, cerințe mici de timp, protecție împotriva jafurilor și o apărare bună, cavalerie excelentă, foarte interesant. Joculețul acesta nu e neapărat să-l joci solo, este genul de joc în care depinzi de alții, trebuie să fii într-un clan, să te ajuți unul cu celălalt, pentru că atunci când te atacă cineva mi se pare că te poate apăra clanul sau chestii de genul. Nu știu dacă ați mai jucat astfel de jocuri în browser. Haideți să începem cu Daci, pentru că vedem că este recomandat jucătorilor începători. Bun, unde vrei să începi să construiești imperiul tău? Folosește zona recomandată. Da, pentru că suntem începători, facem zona recomandată. Ok, ești gata să conduci lumea? Conducem lumea, băieți, ești nebun. Bine ai venit. Și acum nu știu exact cât de bine se vede aici pe filmare. Eu sper să se înțeleagă cât de cât. Bine ai venit. Salut, Rafael, bine ai venit în Travian. Până vei fonda următorul sat, te voi ghida prin acest joc. În acest tutorial îți voi construi așa castelul. Nu mai știu nici să citesc, dăm continuă. Vedeți că are o interfață exact ca unui joc în browser, nimic foarte complicat, dar la baza joculețului este destul de interesantă ideea. Poți muta sau închide această fereastră, pentru a o redeschide din nou trebuie doar să apeși un click pe imaginea mea din colț, perfect. Sarcină, închide fereastra tutorialului, bun, hai să închidem aici, ne arată cu cerculeț, cu pătrat, nu cerculeț, ca la începătorul începătorului, tutorial 002, poți muta sau închide această fereastră, pentru a deschide din nou trebuie doar să apeși un click pe imaginea mea, bă, am mai făcut asta o dată, dezactivează opțiunile de ajutor, indici on, off, perfect, tutorial, acum poți primi întotdeauna informații despre sarcinile curente și ne cere recompensă puț de loot nivel 1. Hai să văd dacă mi-am apărut mesaje, ok, nu mai mi-apare absolut nimic. Deci cam acesta este joculețul și o să încerc să vă explic cu ce se mănâncă pe cât de bine știu eu. Văd că avem un mesaj, îl avem pe tipul acesta care ne dă misiuni noi. Aici avem diferite resurse, vedeți pădurea, după aia grâul, în tot lanul acesta de grâu vedem că avem 4 punctulețe, probabil le upgradez și așa mai departe. Ia să vedem, să dăm click. Dom'le, deci atât de vechi jocul Travian, mi-aduc aminte de el de acum foarte mult timp, peste 5 ani cred, 6-7 ani sau ceva de genul. Mă bucur să văd că încă mai este jucat, încă mai este popular, să spunem așa. Hrana populației este produsă aici, da? Și eu sunt sigur că voi ați mai jucat jocuri de genul acesta de strategie în browser. Deci tot ceea ce trebuie să știți este că ai resurse și îți faci o armată, intri într-o alianță, te bați cu alții amici, alte alianțe, ghilde sau cum vreți voi să le spuneți. Afișează așa, deci recompensa ta, bun, acum poți, deci hai să citim în întregime. Doar după ce îți vei colecta recompensa următoare, următoarea misiune îți va dezvălui. Bun, colectează recompensa. Merge sau nu? Hai că a mers la perfecție. Avem și un mesaj. Construiește o pădure. Vei avea nevoie de foarte multe resurse pentru a-ți crește satul, pentru a instrui trupe și a-ți dezvolta imperiul. Foarte interesant. Sarcină. Descoperă o pădure prin apăsarea imaginii. Foarte simplă și trebuie să ordonăm instrucții. Ok. Deci avem aici puțul de loot. Îl vedeți și hai să luăm pădurea aceasta. Și extindem la nivelul 1. Ceea ce înseamnă că a pornit pădurea noastră. Nu este totul instant, să spunem așa. Durează până când se completează fiecare construcție. Construiește o pădure. Acesta este un bun început spre Imperiul Economic. Construiește instant pădurea de nivelul 1. Ok, deci ne ajută jocul ca să facem instant pentru că suntem în tutorial. Extinde o pădure. O clădire mai mare necesită mai multe resurse pentru așa.
accesează pădurea la nivelul 1, ordună construcția unei păduri. Ok, deci vreau să ne facem pădurea de nivel și mai mare. Voiam să mă uit aici, ca să vă arăt vouă, nu mai știu unde este, deci avem resurse, avem centrul satului, ok, aici vor veni mai multe construcții, aici vin resurse, deci practic ăsta e centrul satului, poți să dai click așa sau așa. Harta, ok, vreau să văd eu că nu mai știu, deci mesaje, achiziționează aur. De aici, dacă nu mă înșel, da, vedeți că poți să cumperi cu bani reali aur, vă veți duce voi și veți da valorificare voucher. Și aici veți intra cu codulețul pe care îl veți câștiga la giveaway, vă va da ceva în valoare de 5 euro din ce am înțeles eu, cred că 100 sau ceva mai mult, sau nu știu dacă e doar aur, nu mai țin minte exact, dar veniți aici, eu vă voi contacta pe mail în giveaway, cam asta este ideea, deci cei 10 câștigători vor fi contactați pe e-mailul cu care se înregistrează la giveaway, deci să îl verificați, informații și sfaturi utile. Bun, aceasta este noua ta casă. Sunt curios dacă e și pe telefon joculețul acesta, nu sunt sigur. Aruncă o privire în jur. Câmpurile bogate, culturile aurii și munții de fier, toate acestea ți aparțin. Satul tău e mic acum, dar cu voință și muncă grea îl vei transforma într-un imperiu. God damn! Într-un imperiu. Bun, și hai să facem pădurea la nivelul 2. Extinde 25%, extinde la nivelul 2, perfect. Și vorbim iarăși cu nenea asta, care ne face totul instant. Deci, cred că înțelegeți, e destul de simplu, mai ales la început. Adică, este, te învață cu exactitate ce trebuie să faci. Și, din ce țin eu minte, avea o comunitate foarte mare traviană în România. Foarte multă lume se juca travian. Construiește un lan de grâu. Bun, mulțumesc. Așa, deci ne pune să facem... N-am vrut să intru aici. Ne punem să facem câte ceva din fiecare resursă. Cam asta este ideea. Îl terminăm instant. Mergem mai departe. Sarcina. Apasă click pe imaginea eroului și deschideți perspectiva. A, sunt Kiel. Deci că sunt Saitama din One Punch Man. Termină construcția instant. Și ne dă 2 gold. Și vedeți că avem fix 2. Aha. Și cam asta e ideea jocului. Adică ușor începi să construiești căsuțe. Faci resurse. Îți faci armată. Și ataci al jucători și alte... Ia, pot să dau la hartă? Ia, arată-mi tu mie harta. Și sunt curios dacă dăm de al jucători. Oază liberă. Pot să dai și la filtru, sunt sigur. Uite aici, satul lui Legolas. Locuitori 10. Oare pot să-i văd în exactitate satul? Centrează harta, trimite trupe, deci îl putem ataca, am înțeles. Și aici inventarul și dăm cu alifie. Bă, ești nebun. Numărul obiectelor folosite, bă, dai și tu cu una, nu dai cu 10. Face baie în alifie, ia uite, negru pe aici, e rănit băiatul nostru. Le folosim pe toate? Ah, le pune lui aici. I le-am pus în inventar. Vindecă eroul, am vindecat. Colectează recompensa. Până acum, nimic greu, recompensa ta, uite, ne dă ceva ca lumea. Deschide interfața utilizatorului și aruncă o privire. Ne ducem la beculeț, unde naiba era beculețul ăla, că-l văzusem. Ne scrie voucherul este valid, valorificare 1600 gold și practic primim tot aurul, ai valorificat, am închis și avem o groază de aur și acum nu mai știu eu cum ce trebuia să fac exact, care ar fi cea mai inteligentă mișcare, să zic așa, din partea mea. Dar probabil vreau să mai construiesc chestii de aici. Adică în așteptare. Nu știu exact câte poți să construiești deodată. Avem grânar. Ambasadă. În așteptare. Termină construcția instant. Aha. Și le termină pe ambele. Bă, ești nebun, pe așa ne mișcăm foarte repede. Construim tot ce se poate. Umple satul imediat. Construiește cu Master Builder. Bagă, foarte frumos. Gardul. Și putem să-l facem la level 1. Asta e doar așa pentru episod. Adică n-aș prăpădi normal, da? Dar nici nu cred că o să mai pot să joc pe controlețul acesta. Pentru că v-am povestit. V-am zis povestea. Mă veți ataca. Îmi veți sparge satul în toate felurile posibile. Deci, cu siguranță, dacă aș vrea să mă apuc serios de joculețul acesta, nu v-aș zice numele. Și nu cred că aș folosi numele Air Rafael. Mi-aș pune numele Bombonel. Și nimeni n-ar ști că eu sunt de fapt Bombonel, ok? Absolut nimeni. Resurse ne trebuie la... trebuie să upgradăm lanul de grâu. Asta e doar așa ca idee, știi? Să vedem puțin despre ce este vorba în joculețul acesta. Mă gândim... este, deci avem loot, avem la piatra aici, uite, nu e nimic. Să aibă fața ascuțită, așa. Vreau să fie blondinos, freză.
Acum așa altceva, zici că sunt Thor cu freza asta, ești nebun? Îl facem așa scurt, ce naiba e cu urechea aia? Urechea e sprâncene stufoase, că e Neandertal. Pe vremea lui nu se ducea la pensat și dă-i un nănău de la mare de tot. Dă-i și niște... A, fă-l să zâmbească așa încrezător. Și dă-i o barbă de boss. Mamă, mustăcioară? Na, dă-i așa. Sau, ăsta e, mă. Păi, dar nu se mai vede gura dacă îi pun mustața. Barbă fără mustață. Na, îmi place mai mult așa. Salvează. Așa, da, am și eu impresia că pleacă la bătaie. Nu la vrăjeală. Și îl trimitem spre aventură care e de o oră. Eroul se reîntoarce în satul lui Rafael, nu știu cum. Ok. Și l-am trimis pe nemernic, cred. Sau nu mai avem resurse sau ce ne se întâmplă? Spre aventură? Ah, e încă în aventura cealaltă, cred. Ah, mai sunt 3 minute. Am înțeles. Ok. Băi, băieți, eu nu știu ce să zic. Cam acesta este joculețul. Azi despre ce este vorba. Trebuie să-ți faci un statut, chestii trestii, cu level, cu nebuneli. Pe aici, pe... zi să-i zic, pe hartă. Nu cred că găsesc un jucător cu level foarte mare să vă arăt așa ca idee. Bă, dar nu pot să... A, pot să dau zoom. Aha, e cu server, e destul de interesant. Aveți link în descriere dacă vreți să vă jucați și voi, să-i dați o încercare. Poate căutați și pe Google Play Store sau pe iOS acolo la voi dacă aveți iPhone, să vedeți dacă este și pe telefon, pentru că nu mai sunt sigur. Dar dacă nu este, îl jucați din browser. Nu uitați să vă să participați la giveaway dacă vă interesează și dacă vă și jucați. Uite, oficiu de informație, boom, extindem tot. Avem și concurs, avem chestii. Bun, eu v-am lăsat, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Dacă v-am plăcut episodul, nu uitați să apăsați butonul de like. Iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!